Un absolvent al Institutului Național al Justiției, a căror frați ar fi fost implicați în infracțiuni grave atât în Moldova, România, cât și Rusia, încearcă deja a treia oară să devină procuror. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor, Andrei Cebotare, a atras atenția colegilor săi din CSP despre trecutul infracțional al membrilor familiei candidatului Cristian Prepeliță și a declarat că acesta nu poate fi numit în funcția de procuror, pentru că aceasta ar crea riscuri pentru securitatea națională. Potrivit lui Cebotari, unul dintre frații Prepeliță a fost condamnat în țara noastră pentru punerea în circulație a banilor falși. La rândul său, Cristian Prepeliță se apără și spune că familia sa are un conflict cu familia lui Cebotari, motiv pentru care a cerut recuzarea acestuia de la examinarea candidaturii sale. Actualmente locuiesc în satul Costuleni, raionul Ungheni. Domnul Cebotari este căsătorit cu vecina mea, părinții căruia sunt cu metri cu părinții mei și se află într-o relație de conflict care pe alocuri a escaladat și cu diverse sesizări în fața organelor de drept. Consider că imparțialitatea domnului Cebotari în examinarea candidaturii mele lasă loc de îndoieli. La rândul său, Andrei Cebotari a declarat în cadrul ședinței CSP că accederea în profesia de procuror a candidatului Cristian Prepeliță ar putea afecta statutul și prestigiul profesiei de procuror, precum și ar putea crea anumite riscuri și vulnerabilități în adresa securității naționale. Membrul CSP susține că frații candidatului la funcția de procuror ar avea mari probleme cu legea, iar la domiciliul părinților fraților Prepeliță ar fi avut loc percheziții. Frații acestui, Vitale și Vasile Prepeliță, au fost implicați în diverse acțiuni criminale cu caracter transfrontalier. Astfel, Vitale Prepeliță ar fi fost implicat în acțiuni de sustragere a mijloacelor financiare din bancomatele de pe teritoriul Federației Rusiei, fiind documentat operativ de organele de drept de statul respectiv, însă la momentul realizării flagrantului delict, acesta a reușit să fugă și să revină în Republica Moldova. De asemenea, acesta ar fi fost suspectat de complicitate în organizarea canalelor de transportare clandestină pe teritoriul României a produselor de tutunjerie. Potrivit lui Andrei Cebotari, unul dintre frații lui Cristian Prepeliță ar fi fost chiar condamnat în Moldova la 7 ani de pușcărie pentru fabricarea sau punerea în circulație a banilor falși, infracțiune comisă în proporții deosebit de mari și în cadrul unui grup criminal organizat. El ar fi fost încătușat în Spania după ce a fost anunțat în căutare internațională pentru că s-a eschivat de la răspunderea penală. Căutatul Prepeliță Vasile, la data de 18 septembrie 2020, a fost arestat pe teritoriul Regatului Spaniei în scopul extradării în Republica Moldova. Ceilalți membri ai CSP au acceptat solicitarea privind recuzarea lui Andrei Cebotari și i-au acordat lui Cristian Prepeliță punctajul de 49,4% în cadrul procedurii de selecție, efectuat în locul colegiului pentru selecție și evaluare, care încă nu este funcțional. Directorul hotărâri poate fi contestat la Curtea Supremă în 10 zile de persoana interesată. Decizia finală în privința lui Cristian Prepeliță va fi luată tot de membrii Consiliului Superior al Procurorilor, care vor lua în calcul și nota de absolvire oferită de Institutul Național al Justiției.